dimineața. Bună dimineața. Am ajuns acasă. Și acum am plecat la farmacie pentru că Ailin are rujeolă. Și să vedem ce putem să-i luăm. Și l-am luat pe domnul șef cu mine, pe celălalt șef. Nu-i așa, mami? Dă-o bilea mea. Da, goște. Hai, mai mergem un pic pe jos, da? Mănânci? Mănânci, mănânci, mănânci. Hai. Wow. Mergem la pediatru cu băieții. Ryan a fost bolnav ieri 2 săptămâni și trebuie să verificăm că totul e ok. Acum nu mai este bolnav, iar Adem, am avut 2 luni de dietă pentru vegetarieni, pentru că el nu mănâncă dietă, mă rog, mâncare pentru vegetarieni. El nu mănâncă proteina animală și acum mergem să verificăm dacă e necesar să-i facem niște analize, să vedem că totul se dezvoltă așa cum trebuie sau nu. Aici este spitalul, acela verde din spate. Adică nu e departe, la 3 minute de mers pe jos de casă. Dar l-am luat și pe tata, i-am luat și pe mama și am plecat la plimbare. Haide, mergem? Hai să mergem. Hai. Mai lasă, mai la, mai vrea să mai stea puțin acolo, mai avem timp. Hai stăm. Ce-i acolo, mami? Ții, mama. Da. Uite elefantul, mami. Auzi, ce mai sunt? Ce mai sunt aici? Nică, caca. Ia uite. Hai încoace, hai la tata. Uite ce priveliște de spital. Tot să stai. Am ajuns la spital. Dar am ajuns puțin mai devreme și avem de așteptat 20 de minute. Partea bună este că avem ocupație. Da. Și mama e cu bebe. Eu ce lumină bună aici. Ce bine mă văd. Clădirea asta de aici este școala lui Ailin. Deci spitalul ăsta este cum între casă și școala lui Ailin. Foarte aproape sunt toate. Da. Thank you.
Ce mă, fericire? E carte. E carte. Ai auzit? Bă, ce frumos e aici. Uite, bă, cinci. Dar tu ce faci? Ce faci? Mai ai fost la doctor? Da? Ce faci tu, dulceața mea? Am fost la doctor și suntem bine, da. Vai de mine, fii de mine. Așa, mamita. Bună, dragilor! Tocmai am editat clipul ăsta pe care l-ați văzut voi până aici și mi-am dat seama că nu am o încheiere și că nu v-am povestit despre ce s-a întâmplat la medic. Tocmai mi s-a trezit Ryan. O să-l iau și pe el. L-am trezit. A fost liniște până acum și eu l-am trezit. Și s-a supărat. Cred că este și puțin fomiță. Voiam să vă povestesc despre pediatru. Adema a avut o dietă vegană, voiam să spun mai devreme, pentru că în clip am spus vegetarian. Vegetarian înseamnă atunci când mănâncă ouă și brânză. Adem nu mănâncă nici ouă, nici brânză, nici lapte, nici iaurt, nimic. Și am încercat să... Eu sunt încă în pijamale. Am încercat să îi dăm linte, năut, fasole, nuci, ca să suplimentăm cumva, să nu aibă niciun fel de lipsă. În fine, ideea e că am fost la medic și medicul a spus, ne-a recomandat de fapt să îi facem niște analize, am fost la analize. Am avut niște emoții incredibile pentru că mi-era teamă, eu am luat 3 viole din alea cu sânge, mi-a sprut foarte mult. Între timp, astăzi când filmez eu încheierea acestui clip, este vineri. Adică noi am fost marți la medic și astăzi este vineri. Miercuri ne-au sunat cu rezultatele. E ok. Adem este foarte bine, nu îi lipsește nimic, nu are alergii, nu are nimic, pur și simplu este picky eater, adică este foarte, nu știu cum, când vine vorba de mâncare, este foarte pretențios. Și îi dau să mănânce în continuare așa cum i-am dat până acum. În continuare o să încerc să-i dau și proteina animală, adică ouă, brânzică, lăptic, cărniță, de toate. Și când o să decidă el că vrea să încerce și altceva, atunci asta este. Până atunci o să încerc să-i dau, mi-a spus să încerc să-i dau cât mai multe legume verzi, spanac, broccoli, sparanghel, ca să nu îi lipsească fierul și în rest totul ar trebui să fie ok. El este destul de slăbuț, de exemplu, în comparație cu domnul șef, Adem este puțin cam slăbuț, dar e ok. Analizele spun că nu îi lipsește nimic. Deci, pur și simplu, e el puțin mai slăbuț. Da, și asta voiam să vă spun legat de pediatru, pentru că mi s-a părut că eu credeam că am vorbit deja despre asta și acum când am filmat, mi-am dat seama că nu am niciun clip în care să vă spun despre ce s-a întâmplat. Dacă voi aveți copii care sunt foarte pretențioși sau scandalivi, nu știu dacă este cuvântul potrivit totuși, pur și simplu așa, pretențioși când vine vorba de mâncare,
Spuneți-mi și mie cum procedați și dacă sunteți și voi panicoși așa cum sunt eu, pentru că atunci când trece o zi în care Adem nu mănâncă foarte bine, eu intru tot în panică. Dar, na, sunt sigură că nu este nici singurul, nici primul și nici singurul copil care este mai pretențios. Da. Noi ne vedem în clipul următor. Bye!